Încă de luni dimineața pe DN1, direcția Ploiești-Brașov s-a înaintat cu dificultate. Coloana de mașini s-a format încă din zona Nistorești-Breaza. Zona este tranzitată de foarte multe camioane care transportă marfă către diverse destinații din țară. O parte dintre acestea provin din traficul ce se descărca din tronsonul închis pe Valea Oltului. Dezastru! Dezastru! Acum o să închis și Valea Oltului! Jale! Nu are și interdicție pe ăsta! Extrem de greu se înaintează. Păi, trecerile de pieton. Astea în curte. De unde veniți? De la București. Și unde ajungeți? La Târgu Mureș. Mai aveți de așteptat? Asta e. Program, pe urmă stă ISCTR-ul la control. Și asta e transportul în România, nu avem ce face. Să circulă foarte greu. Foarte greu, foarte greu. Nu ne putem deplasa și noi în condiții nici sigure. Mai în spate era un accident. Mai în spate. Și va dura această perioadă. Da, da, da. Foarte... Se înaintează destul de greu. Da, foarte greu. Foarte greu. Unde mergeți? La Bran. Fac acolo o lucrare. Era de așteptat. Un trafic normal. Ce? Unde mergeți? La Brașov. Sunt mulți cei care au găsit această variantă ocolitoare și e greu. Dacă nu ne chinuim puțin, nu o să rezolvăm nimic cu e de așteptat. Construirea autostrăzii. Ca de obicei, și când s-a închis Valea Oltului și când e deschisă, se circulă la fel aici. Și la fel se va circula mult timp. Totuși, un pic s-a aglomerat mai mult față de obicei. Da, pentru că e în timpul săptămânii, e o zi de lucru în care vedem că e full. E exact nu ca de așteptat. E foarte mult. Nu ne așteptam la așa ceva. Ne uităm pe... aplicațiile astea pe telefon și nu mai știm pe unde să luăm. De unde veniți? De la București. Și unde ajungeți? La Brașov. Mai e, deci așa. Mai avem o grămadă. Da. Aer condiționat, poluăm, motorină, tot consumăm. Facem bine planetii. Noi suntem obișnuiți în perioada vacanțelor pe DN1 să stea acolo în aici. O oră cu Marnic, o oră la Sinaia. Totuși, traficul s-a încălcat și odată cu... Absolut, se simte deja, clar. Va fi foarte greu. Și caniculă, și aglomerație, vai de noi. Asta. Unde mergeți? La Rupia, la Rupia, la Ciment. Aveți de așteptat? Avem de așteptat. Avem și autorizație pentru DN-ul, că trebuie și ciment ca să putem construi, dar asta e situația. Restricția de circulație pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone pe sectorul de drum DN1 Ploiești-Brașov a fost ridicată temporar în contextul închiderii circulației pe Valea Oltului. Așadar, între variantele propuse pentru relația București-Veștem, Sibiu și retur se realizează pe traseul București-Ploiești-DN1A Brașov-DN1-Veștem, intersecție cu DN7. Polițiștii îndeamnă pe participanții la trafic să fie prudenți și să nu facă manevre care să le pună viața în pericol și totodată să nu perturbe circulația.